Atmosferă incredibilă pe stadionul Oțelul la partida cu Viitorul. Intrarea liberă a adus în tribune aproape 10.000 de spectatori care i-au purtat spre victorie pe Florin Cernat și pe coechipierii săi. Nu, asta e echipa care o așteptăm de astăzi iarnă, de când v-am zis că lipsa de încredere a acestei echipe face ca noi să nu câștigăm meciuri. Ați văzut ce a însemnat o victorie la Steaua, ce încredere, ce moral au băieții și eu cred că în această seară v-a oferit un spectacol bun și a arătat într-adevăr că echipa asta nu merită să meargă în Liga a doua. Mai sunt șanse de rămânere în Liga 1? Nu știu, noi am zis să o luăm de la meci la meci. E cel mai important pentru noi că am legat două victorii, foarte important. Am marcat 5 goluri în două meciuri. Să marchezi 5 goluri cu Steaua și cu Viitorul, eu spun că spune mult de potențialul jucătorilor noștri. Au arătat că pot și din momentul ăsta, cum am spus și după meci cu Steaua, sunt obligați să câștige toate meciurile pentru că au arătat că pot și nu-i mai iartă nimeni. George Marin, fundașul de fier cu evoluții din ce în ce mai bune, a reușit să marcheze primul său gol în Liga 1. Da, e primul gol în Liga 1, sunt foarte fericit că reușesc să dau gol, mai ales că a fost și primul gol al partidei. Ne-am descătușat cu acest gol și ați văzut și dumneavoastră a venit și victoria. Care a fost atmosfera în vestiar cu victoria? Cum am mai zis și în interviul anterior, atmosfera este bună. Ne credem în șansele noastre până la capăt, șansele mai sunt matematice și sper să ne salvăm, mergem la media și să luăm cele trei puncte. Oțelul este capabilă să realizeze minunea și să se salveze de la retrogradare. Condiția este ca echipa gălățeană să câștige toate cele 6 meciuri pe care le mai are de disputat.